Locatarii unui bloc din municipiul Târgu Jiu au fost speriați duminică de fumul gros care a cuprins întregul etaj 3. Aceștia au sunat panicați la numărul unic de urgență pentru a semnala incidentul. Din fericire, situația nu a impus evacuarea persoanelor aflate în apartamente și nu au fost înregistrate victime. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu care a lichidat rapid incendiul, a transmis Florin Chisim, purtător de cuvânt al ISU Gorj. Persoana suspectă că ar fi încercat să incendieze apartamentul familiei a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Bărbatul în vârstă de 59 de ani din Târgu Cărbunești ar fi chiar tatăl proprietarului apartamentului și a încercat în repetate rânduri să incendieze casa fiului său. De această dată, acesta a plasat un recipient ce conținea o substanță inflamabilă în apropierea ușii și a dat foc. Atât vecinii cât și familia sunt terorizați de obiceiul pe care și l-a făcut piromanul și se tem pentru viața lor. La data de 17 martie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj, un bărbat în vârstă de 59 de ani din Târgu Cărbunești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de distrugere. Bărbatul, în cursul zilei de ieri, ar fi lăsat lângă ușa unui apartament de pe strada Agriculturii un recipient cu o substanță inflamabilă, căruia i-a dat foc, provocând un incendiu. Bărbatul reținut de către polițiști urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.